Au șansa lor. Copiii cu nevoi speciale care termină cursurile primare pot urma de acum și un liceu. Din anul școlar 2010-2011 va funcționa grupul școlar Drobeta. Până acum, elevii care terminau 8 clase la o școală cu nevoi speciale nu erau acceptați la un liceu normal și de multe ori rămâneau cu studiile neterminate sau se înscriau la o școală de arte și meserii. De acum vor avea posibilitatea să își continue studiile. Grupul nostru școlar școlarizează elevii cu deficiențe. Este vorba de 110 elevi cu deficiențe și, de asemenea, și elevii fără deficiențe, care sunt în număr de 60. Vor fi calificați în domeniile textile, tâmplărie și mecanică. Cei mai mulți elevi ai grupului școlar Drobeta sunt absolvenți ai școlii de educație inclusivă Constantin Pufan. Acești copii în principal vor avea o meserie, pentru că ei vin numai pe anumite meserii. Deci meseriile care le sunt lor specifice, numai pe acelea le pot îmbrățișa. La școlile cu nevoi speciale, fiecare profesor va lucra cu maximum 12 elevi. Lucrăm cu ei cu programe terapeutice, avem și kinetoterapeut, are diverse programe și exerciții, consiliere, în permanență le asigurăm consiliere psihopedagogică. Programele sunt cu diferite teste și jocuri. Clasele sunt mult mai micuțe decât în învățământul normal și un profesor lucrează în medie cu 8, 9 până la 12 elevi. Această instituție va funcționa pe strada Independenții, unde a funcționat și școala profesională energetică. De pe 13 septembrie, la grupul școlar Drobeta vor învăța 170 de elevi.